salutare, dragi prieteni. Squid Fish Man aici. Bine ați venit pe canalul lui Alex. Salut, salut. Suntem de o dată la Zbăriștea, ne-am întâlnit undeva la jumatea drumului dintre noi. Am întâlnit așa, întâmplător cumva am făcut, cumva mi-a lăsat el un coment la video-ul meu de ieri cu la cop, merge și el, nu știu ce, am vorbit, am stabilit o întâlnire aici și încercăm să prindem pe aici niște bibane, niște roșioare. Mi-am pus acolo un băț la plută, aici dau la dandinetă, spui ce pe acolo, la plută, cu prietenul lui Ciprian, Marcel. El deja a prins primul pește, cel mai în formă pescarul, cum așteptam la el să prindă, că el are cea mai multă experiență la copii. Noi venim așa să mai învățăm ceva de la el, mai înghețăm puțin de frig. Minus 2 grade acum, cu vântul ăsta cred că se simte vreo minus 6. Da, vedem și noi cât rezistăm, visionare plăcută. Uitați profesorul ce face. Această copcă. Sper să se vadă pe GoPro. Ok, 1,6 metri. Vezi? Aici. Și dacă ridici, ăla ar trebui să vadă și dandineta. Dar probabil nu stă direct sub gipăr. Uite, vezi? Aia e dandineta ta. Și jos este vegetație. Uite ce plen. Și peștii unde sunt? Pește. Părăsesc învins belțile de la Zvorștea. Marcel e singurul dintre noi care a reușit să prindă o mârliță. Am mai avut și câteva prezentări. Eu am avut ceva, dar foarte, foarte discret. În drum spre casa e barajul Rogojești. Încercați să ne oprim și acolo vreo două ori să vedem care e treaba. Pe Rogojești, mai văd vreo 4 oameni aici în locul acesta. Poate prindem aici niște pești. Dacă la... De fapt, Marcel a prins, eu n-am prins. Poate prind aici, să nu iau gherlă măcar. Cu noul obiectiv al zilei. Las puțin. Cel mai mare biban posibil. Hai
Aici se termină partida noastră de pescuit. Ne-am oprit și pe Rogojiști și am dat vreo 2 ore. Aici bătea vântul mult mai tare, câmp mai deschis decât acolo la Zboriștea. Marcel, campion și aici, a prins 3 bibani. Unul l-am filmat și eu, dar așa, dimensiuni foarte reduse. Eu am avut o trăsătură și un pește, un biban, aproape l-am scos până la suprafață, dar nu aveam camera pornită. Când m-am uitat eu să apăs butonul de la cameră, n-am mai apucat să-l trag din copcă și a dat drumul exact când să-l trag afară. Aceasta a fost singura mea întâlnire cu un pește pe ziua de astăzi. Dar dacă vreau să învăț puțin să pescuiesc la copcă, bănuiesc că voi lua câteva gherle serioase până să prind și eu ceva mai serios. Vă mulțumim pentru vizionare, pe data viitoare. La revedere! Mulțumesc.